incendiu puternic la un depozit de mobil din București. Zeci de pompieri se luptă cu felecerile, video. Un incendiu de proporții s-a produs, marci dimineață, la un depozit de mobil din București, subliniere T, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Focul se manifestă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, iar acoperi sublinierea celebrii sapere bu subliniere IT în totalitate, fără a exista victime. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgenți SUP, București subliniere Tilfov, un incendiu s-a produs, marci dimineață, la un depozit de mobil de pe strada intrarea sectorului 16, la fața locului acționând mai multe autospeciale. Incendiul violent se manifestă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, dar a fost localizat sublinierea nu există posibilitate de extindere. ISU București subliniere Tilfov a anuncat ce acoperi sublinierea s-a perebuit în totalitate, dar nu există victime. Se lucrează pentru stingerea felecerilor, anunț News.